Bună tuturor! Vă mulțumesc că vizionați acest video, vă mulțumesc pentru mesaje și pentru aprecieri, pentru că în curând va fi un nou an. M-am gândit să fac o citire anticipată, să spunem așa, pentru anul 2022, cu două pachete de cărți de oracol al Apocalipsei, oracolul secretelor, oracolul Apocalipsei, să vedem ce noutăți sunt în anul 2022 pentru fiecare lună. Va fi o citire generală, dar în trei variante pentru a fi puțin mai personalizată. Să vedem așadar care pot fi energiile în fiecare lună a anului 2022 cu aceste cărți de oracol, ce pot dezvălui, oracolul Apocalipsei, care este un oracol inspirat din Biblie, iar acest oracol al secretelor, al porților, al cheilor, este un oracol inspirat după tarot, după I Ching, după rune. Deci un mix, să zic așa, din mai multe metode divinatorii. Și să vedem ce pot dezvălui așadar aceste cărți de oracol pentru anul 2022 în planurile importante. Și am să încep cu prima variantă. Prima este verde, a doua va fi piatra albă, varianta cu piatra albă și a treia variantă este varianta cu piatra roșie. Alegeți varianta cu care rezonați și să vedem în funcție de varianta aleasă, ce pot dezvălui cărțile. Am să încep cu prima variantă, varianta pietrei verzi. Vedem cum va fi anul 2022 la nivel general, ce pot dezvălui cărțile pentru fiecare lună a anului. Noutăți, să știți, joacă un rol important un bărbat sau poate chiar un tânăr, un copil, poate fi partenerul vostru sau copilul vostru, joacă un rol important un tânăr sau chiar voi. Puteți fi chiar voi. Voi dețineți niște secrete. Voi aveți, să zic așa, o protecție, poate datorită unor cunoașteri care le aveți voi în viața voastră, niște daruri, niște haruri. Da, aveți aici vești, noutăți, faceți acte, documente, toate acestea pentru voi vă pot aduce mult noroc. Haideți să vedem. Să vedem așadar anul 2022. Ce poate dezvălui pentru fiecare lună a anului? Pentru prima variantă, piatra verde. Să vedem ce fel de an va fi, care sunt noutățile. Wow, deci un bărbat, iară din nou, se repetă. Deci un bărbat va juca un rol important pentru voi. Foarte posibil să fie cineva din zodia Berbec. Sau e o persoană cu funcție, poate fi și leu aici. În orice caz, o persoană cu funcție. De voi depinde. Aveți cheile, să zic așa, sunt la voi. Aveți unele dintre voi, poate veți fi atrase să intrați într-un grup, într-o organizație, să vă apropiați mai mult de credință, de religie, să intrați într-o instituție, să crește, să zic așa, din punct de vedere intelectual. Haideți să vedem. Cum va fi fiecare lună a anului? Foarte frumos, pomul cunoașterii. Aici, poate unele dintre voi sunteți blocate într-o situație. Voi aveți multe cunoaștere, multe daruri, multe haruri. Deci veți avea multă abundență, să știți. Deci abundența nu vă va lipsi în luna ianuarie, în 2022. Poate că veți fi foarte inspirate, inspirați, veți fi foarte creativi, veți avea o mai bună stare de sănătate, poate o mai bună
stare de spirit, veți avea multă prosperitate, bogăție, vă inițiați, cunoașteți, studiați, puteți avea niște reușite, poate niște examene, dar atenție, trebuie pe niște blocaje. Aceste blocaje pot veni, poate și că trebuie să stați pe loc, poate că vin și pentru că, poate vă puneți în siguranță, închideți ușa, poarta la trecut, spre exemplu, nu mai vreți să mai repetați niște greșeli, nu mai vreți să fiți ce a fost în trecut, dar mai poate fi vorba și despre faptul că trebuie să schimbați o ușă, o poartă, o încuietoare, ceva. Aici poate că trebuie să fiți mai prudenți pe secrete, trebuie să fiți mai prudenți pe situațiile care sunt poate puțin ascunse, poate că unii dintre voi aveți probleme cu încuieturile și va trebui să le schimbați. Pentru luna februarie. În februarie apare un miracol în viața voastră, o dragoste, o noutate, un copil, un tânăr, un succes. În orice caz a apărut îngerul care vine cu niște vești foarte bune, foarte reușite. Ceva magic se întâmplă în viața voastră, poate apare chiar și o dragoste, dar totuși prudență, că e ceva care vi se ascunde. Deci voi aveți nevoie poate să vă curățați niște energii. Aici, atenție la secrete. Cineva poate că încearcă să vă arate o altă fațetă a situației decât este realitatea. Aici poate că e nevoie cumva să fiți prudenți pentru că ceva vi se ascunde, să nu aveți o iluzie, vă trebuie mai multă încredință. E mai ce într-un fel sunteți puși la o probă, la o încercare, cumva treceți printr-o încercare pe care voi o puteți depăși cu bine pentru că voi aveți pomul cunoașterii, aveți experiență sau sunteți mai inițiați, aveți abundență, reușiți să depășiți niște obstacole care poate vi se pun în cale și poate de aceea trebuie să vă deblocați, trebuie să schimbați ceva, pentru că trebuie să fiți mai atenți că și în februarie apare ceva ascuns, așa cu două fețe. Vă veți iniția voi, poate că în un domeniu mai puțin cunoscut de voi, pentru că apare îngerul care vă previne, poate aveți intuiție, poate aveți vise premonitorii, poate studiați, veți lua niște examene, veți depăși niște dificultăți, dar prudența nu strică. Și în martie la fel, văd aici că veți avea succes, poate profesional, veți avea stabilitate, veți avea o funcție, veți avea o relație bună cu niște instituții. E nevoie cumva să vă schimbați, poate ceva din să vă aerisiți cumva, să faceți o aerisire, să zic așa, o curățare, începe primăvara, da? Se aerisește, totul se schimbă, aerul se schimbă, se înnoiește, apare o înnoire. E nevoie poate să vă ocupați mai mult de a respira, a face exerciții de respirație. Poate apărea o împăcare, poate apărea o mai bună relaționare cu niște situații care poate nu ați avut prea multă reușită. În orice caz, vă văd aici că vă refaceți forțele sau veți fi pe cont propriu, aveți inițiativă de succes, aveți succes pe toate planurile. Poate și în mișcare în aer liber, ieșiți mai mult la aer, vă plimbați mai mult, vă schimbați poate aerul, locul, să zic cum se spune, schimb locul, schimb norocul. Pentru aprilie aici este o probă, a apărut al doilea cavaler al Apocalipsei, aici vine și aici anunță ceva, o dificultate, ceva, anunță cu atenționare cum ar veni, mai multă prudență, văd că vă poate, voi aveți avea foarte mult entuziasm, aveți foarte multe, vă faceți planuri poate pentru vară, pentru vacanță, da, e nevoie poate ca să vă gândiți pe termen lung, se poate redresa o situație, poate e nevoie și de mai multă bunăvoință, de mai multă energie pozitivă pentru ca să depășiți o situație care poate fi conflictuală. Aici atenție la un bărbat că poate fi cineva care încearcă cumva să intre în conflict cu voi. Poate apărea o singurătate, o neliniște, ceva. Pentru mai, mai văd că aveți niște reușite voi aici, poate niște secrete care veți avea. Vă curățați cumva energiile, poate vă aliniați chakrele, poate că vi se aprinde, vă vine vreo idee, începeți să vă curățați. Totuși mai aveți niște șanse să vă împăcați cu cineva, să vă refaceți o relație. Veți fi poate mai timizi, mai timide aici, poate sunteți după o stare de probleme de sănătate, dar vi le refaceți încet, încet. Există șanse pentru voi să vi le refaceți. În iunie, aici apare pentru voi o noutate, apare un succes care poate veni și la nivel de
familie, la nivel de cu un partener, cu un copil, poate apare chiar un copil pentru unele dintre voi, poate apărea aici mai multă sinceritate, mai multă prosperitate, mai mult succes. Pentru iulie, aici aveți niște probe. Aici, la fel, trebuie să vă curățați energiile și în iulie. Deci, atenție pe sănătate sau pe relații. E nevoie de mai multă credință, de mai multă seriozitate, pentru că văd că aveți o probă de trecut aici, care poate fi și pe finanțe, bani, câștiguri, profesie sau într-o relație. Sau pe sănătate poate fi o probă aici, pe care o puteți trece cu bine, încercând poate să vă faceți o dietă, poate, sau să vă curățați energiile, relațiile. Pentru august văd că și aici aveți nevoie să vă, poate unii vă duceți la mare, apa joacă un rol important, veți decanta, veți reuși cumva să vă veți echilibra, pentru că văd că totuși aveți un blocaj aici, veți încerca cumva să vă, trebuie să aveți răbdare, trebuie mai multă răbdare, poate e nevoie de mai multă odihnă în luna august, pentru ca să puteți să vă echilibrați energiile, să vă refaceți, poate chiar vă duceți la mare. Dar în septembrie, în schimb, pentru voi pare luna cea mai bună, veți avea un succes extraordinar într-o dragoste, într-o călătorie, într-o afacere, în ceva. Vă văd aici cu mare succes, care poate veni chiar și prin intermediul cuiva din zodia de foc. Văd aici Sagitor Leu. Deci în septembrie vă văd cu mare succes, cu mare reușită. În luna octombrie, aici poate pentru unul dintre voi poate apărea chiar o căsătorie, poate o cerere în căsătorie sau apare și aici un succes, o reușită pe care o veți avea doar dacă meritați. Aici pare că puteți lua o funcție, puteți avea un noroc neașteptat, da? Dacă îl meritați, puteți avea un noroc neașteptat. Credința vă poate deschide orice ușă. Pentru octombrie, pentru noiembrie, în schimb, atenție că o probă de foc. Aici aveți de-a face cu o femeie, poate, puțin aici văd energia racului scorpionului, cumva, chiar e și luna noiembrie al racului scorpion. Aici pot apărea niște conflicte, certuri, discuții, rivalități, intrigi, care pot veni și din cauza unei femei sau exagerări aici. Vă niște energii feminine, aici trebuie ceva rezolvat într-o relație, poate cu o femeie sau nu neapărat. Pot fi și agresiuni împotriva femeilor, spre exemplu, copiilor, aici pot fi niște situații puțin mai agitate, situații noi mai agitate sau influență lunară, influență din alte lumi. Și pentru decembrie văd că e sub influența zodiei Taur și apare o poartă falsă. Deci atenție în luna decembrie la înșelătorii, la intrigi, la ceva care se ascunde față de voi. Deci dacă în luna februarie aveți o poartă magică care vă deschide, aici aveți niște inițieri, aveți niște ceva magic se întâmplă în viața voastră, pentru că apare și un înger, deci poate că veți cunoaște dragostea, apare ceva deosebit, extraordinar. În schimb, în decembrie vă văd aici într-o ceva fals, ceva ascuns, ceva dublat, ceva care să vă dea, totuși văd că aveți nevoie de mai multă forță, de mai multă putere, poate Taurul, zodia Taur poate juca un rol important, dar nu neapărat. Da, deci cam asta ce văd pentru fiecare lună anului, pentru zodiile de pentru prima variantă. Haideți să vedem și varianta a doua, varianta cu piatra albă. Să vedem, va fi luna decembrie pentru această variantă a doua, piatra albă, luna decembrie, cum va fi tot anul 2022. Haideți să vedem. Vedem piatra albă, luna, anul 2020, nu știu ce anul, cu luna decembrie, ceva în decembrie. Noutăți și la voi se grăbesc, dar și la voi aici, să știți că e un an probabil cu sușul și coborâșul, în care pot apărea și niște, o eclipsă, să zic așa, totală, ceva. E nevoie cumva să vă luați măsuri de siguranță. Nu eclipsă neapărat că e o eclipsă de ceva, ci cât ar fi în viața voastră ceva se întunecă, ceva se ascunde, ceva poate să nu meargă prea bine. Wow, puteți avea un mare succes, să știți. Dar e nevoie, într-adevăr, de mai multă claritate, de mai multă sinceritate, de mai multă
Trebuie să vă bazați foarte bine mult pe, pe logică. Pentru că puteți avea o mare victorie, poate unii veți avea o idee genială și această idee a voastră genială vă va aduce un mare succes. Sau poate că vă veți împăca, veți face o clarificare cu cineva. Da? Deci veți avea mai multă claritate, veți avea succes, poate cu casa, cu serviciu, cu relația, pentru că aveți mai multă claritate, pentru că se va face mai multă, se va curăța, cum să zicem așa, poate și la nivel de societate va fi o curățare pe toate planurile, cât și la nivelul vostru personal. Da, vin vești, va fi foarte multă comunicare, poate drumuri, dar atenție și voi la falsități, la înșelătorii. Aici că e ceva fals, ceva ascuns. Haideți să vedem ce se întâmplă în luna ianuarie. Wow! În ianuarie e o lună cu suișul și coborâșul. Atenție la o femeie, atenție la intrigi, la certuri, la scandaluri. Aveți de-a face cu persoane poate de moralitate îndoielnică. Aici pot apărea discuții. Soarta vă este favorabilă să schimbați ceva, să îmblânziți ceva, să plecați la un drum, să vă împliniți destinul, dar atenție totuși pe intrigile unor femei, în mod special, care sunt poate de moralitate îndoielnică sau a unor persoane care vor să vă aducă într-o situație de moralitate îndoielnică, de uzură, să zic așa, pentru că sunteți o persoană cumva care străluciți, voi aveți, sunteți frumoasă, deșteaptă poate, sau aveți o popularitate, dar cineva pare că ori vă invidiază, vă gelozește, ori vrea să vă doboare, vrea să vă folosească, vrea să... E o lună cu suișul și coborâșuri. Puteți avea succes, chiar unele dintre voi poate că veți lua niște examene, veți rămâne chiar însărcinate, poate, sau chiar vă veți îndrăgosti, apare... Poate apărea o lună cu certuri și împăcări, dar poate și din cauza unor intrigi. Pentru luna februarie, se clar că se schimbă vântul, să zic așa, deci puteți avea niște reușite pe mai multe planuri. Multă prietenie, poate mai multă relaționare, veți face mai multe prietenii aici, bă, da, că veți avea mai multă socializare, va fi mai multă socializare, mai multă mișcare, se schimbă ceva în viața voastră în bine, profesional, material, relațional. Apar noutăți pozitive. Pentru martie, la fel, vă vin și voi, aveți îngerul, deci se vede că la voi vine martie îngerul. Aveți în vine o veste, vine o noutate, vine un succes, un bărbat poate apare. Trebuie să fiți cu picioarele pe pământ, se poate crea o relație durabilă. Poate veți face ceva de viitor, poate că apare un copil sau apare o relație care duce departe, care sau vă apucați să vă curățați, să zic așa, viața, începeți să construiți ceva durabil, poate o casă, poate că puneți în grădină, da? Că aveți aici, poate vă cumpărați un teren, poate că investiți în ceva durabil, faceți ceva durabil, o afacere, poate chiar apar niște minuni în viața voastră. În aprilie, foarte frumos, deci aveți o lună chiar de triumf, în aprilie pentru voi poate aduce o călătorie, o funcție, un succes într-o instituție, o rezolvare, câștiguri, o relație, deci veți avea o lună aprilie de succes pe toate planurile, în sănătoșire. Pentru a mai în schimb, aici totuși o lună care poate aduce și niște probleme, aici aveți o încercare, că văd că aveți și credința, deci va fi o cumpănă poate, aici poate și legat de niște relații, niște intrigi, de niște frici, de niște exagerări, o boală ascunsă poate, ceva sângerează cumva viața voastră la propriu sau la figura, sperăm să fie la figura, nu la propriu, dar oricum nici la propriu n-aș dori. E nevoie de mai multă credință, de mai multă spiritualitate, mai multă moralitate, mai multă fidelitate, încredere, relații mai serioase, poate e nevoie cumva să stați la distanță de intrigi. Bazați-vă și pe visele. Posibil pentru voi să aveți coșmaruri, vise sau probleme de sănătate. Pentru iunie vă văd în schimb că veți avea succes, reușită, revelații, poate aveți niște vești, acte, împăcări, da, comunicări importante. Aici au niște examene care poate le luați. Vă văd aici că sunteți într-o fericire. Da? Deci vă văd într-un succes, vă reușiți să vă deblocați niște situații.
Pentru iulie vă văd că pentru unele dintre voi poate apărea o șansă de o căsătorie, de o relație, de o împăcare, de o invitații pe undeva, poate văd că aveți o ocazie totuși să mai faceți ceva la viața voastră, să mai pentru casă, pentru relație, pentru dragoste, va juca un rol mai important, poate dragostea, relațiile pentru voi și le puteți avea de succes. Văd că și pentru august, pentru voi apare o foarte bună relație cu un bărbat. Apare, deja că a apărut în iulie a apărut soția, în august apare soțul, bărbatul aici, care joacă un rol important, un bărbat, poate fi și cineva cu funcție, poate fi și cineva, un partener, poate fi și un coleg sau cineva, deci un bărbat va juca un rol important, poate și legat de sănătate, că vă veți curăța energiile, vă veți alinia chakrele, vă veți debloca niște situații. În schimb, pe luna septembrie, puțin aici mai trebuie să vă faceți planuri, puțin pentru iarnă, poate va trebui să fiți mai prudenți. Aici există un blocaj, poate că e nevoie cumva să aveți mai multă răbdare, mai multă înțelepciune, să vă faceți planuri, proiecte, să gândiți pe termen lung cu înțelepciune ca să nu aveți probleme, pentru că în octombrie apare totuși al patrulea cavaler, deci care anunță Apocalipsa, care ar putea totuși fi depășită, pentru că dacă voi aveți provizii, aveți tot ce vă trebuie, relații bune, voi puteți fi feriți de aceste neplăceri care pot fi pe societate sau într-o relație cu cineva. Aici poate apărea o schimbare. Pentru unii poate veni și vestea de decesul cuiva, spre exemplu, și vă vin niște moșteniri. Poate să fie și o astfel de situație. În noiembrie, și la voi, atenție că apare o probă, ceva, o probă de foc, deci poate fi o lună noiembrie puțin dificilă și la a doua variantă, poate cu niște probe care pot fi pe sănătate, pot fi pe relații, pentru că văd aici că aveți de-a face și cu semnul leului, deci cu o persoană care are multă pasiune, mult entuziasm. Aici o persoană poate are legătură și cu niște secrete, cu niște bani, cu putere, chestiuni legate și de putere. Și în decembrie și voi aveți nevoie să vă echilibrați energiile, pot apărea niște vise împlinite pentru voi. Luna decembrie poate fi o lună a viselor împlinite, a cadourilor, a darurilor, a unor situații care vă aduce, poate, vă aduce mai multă, vă faceți niște vise, vă veți echilibra energiile, vă veți odihni mai mult, vă puteți însănătoși și apa joacă pentru voi, poate și un rol important și pentru luna decembrie. Haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra roșie. Să vedem la piatra roșie ce se întâmplă în anul 2022, cum vor fi energiile pentru fiecare zi, pentru fiecare lună a anului 2022, la varianta pietrei roșii, la ce vă puteți aștepta în anul 2022. Grăbește un bărbat și la voi, va juca un rol important în anul 2022, un bărbat sau copilul poate, sau chiar voi, da, din nou, poate fi cineva chiar din semnul Taurului, dar nu neapărat. În orice caz veți avea poate mai multă forță, putere și datorită unui bărbat, poate că vă va fi alături un bărbat, vă va sprijini, vă va ajuta, va da forță, energie, vă însănătoșiți voi sau poate un bărbat din viața voastră. Se grăbesc niște vești, niște ocazii favorabile. Da, niște drumuri chiar, dar atenție totuși la un bărbat, că e cu duș întors un bărbat aici, pare că cam întors pe dos. Un bărbat s-ar putea să nu fie tot mai sincer pe cât ați dori voi. Haideți să vedem. Wow!
În luna ianuarie vă împliniți niște vise. Credința joacă un rol important, poate apare o căsătorie, apare mai multă spiritualitate, mai multă fidelitate, mai multă încredere, mai multă comunicare. Vise împlinite, să știți. Îndrăzniți să visați că visele voastre se pot împlini. Deci în luna ianuarie pare că aveți porți deschise să vi se împlinească niște vise. Să aveți, poate aveți niște evenimente religioase, sunt evenimente religioase care vă pot aduce niște miracole, niște vise împlinite. Pentru februarie vă văd aici că veți avea de-a face cu o dragoste, un cavaler fidel, un bărbat care vă va fi fidel, da? O persoană poate apărea de dragoste pentru voi, ori împăcare, ori apare o relație care este foarte frumoasă, pozitivă, apar vești bune și legat de muncă și legat de relații. Și pentru martie, în schimb, aici aveți o probă, aici poate chiar legat de o căsătorie, în căsătorie, în căsnicia voastră, ori veți fi cerută în căsnicie, dar pot apărea și niște discuții, niște probleme, pot fi și legate de societate, dar pot fi și legate de planul vostru personal pentru sănătate sau pentru afaceri, muncă, câștiguri sau relații. Aici pare că voi sunteți ca o mireasă, să zic așa, poate e o probă aici să nu vă faceți iluzii, trebuie să fiți cu picioarele pe pământ, pentru că văd că în aprilie joacă un rol important un bărbat, care poate fi chiar soțul vostru sau poate apare un copil. Văd aici că trebuie să vă curățați niște energii, poate apa joacă un rol important, trebuie să decantați, trebuie să vă purificați cumva, să vă calmați, să vă liniștiți. Da, pentru ca să aveți mai multă siguranță de sine, mai multă reușită, pentru că văd că și mai poate apare la voi al doilea cavaler, dar poate să vă aducă drumul către cer. Sunteți într-o probă, poate cumva în luna mai, divinitatea cumva stă și triază cine intră pe poarta cerului, cine nu intră. Deci vine acest cavaler al doilea care vine și de fapt ce se întâmplă în luna mai este o probă, ca și a fost și în martie, pentru a trece mai departe, vi se pune poate la încercare credința, fidelitatea, sinceritatea, stabilitatea, experiența, profesionalismul, în orice caz puteți avea succes. Pentru că văd că și vine în luna iunie, pentru voi vine o reușită, vin niște vești, vin niște acte, vă curățați niște energii, vă puteți purifica, vă puteți vindeca, vă puteți reface niște relații. Există aici șanse, deci veți avea niște idei poate geniale, faceți drumuri, e multă comunicare, e multă socializare sau multe vești care vin, care vă pot fi în avantaj. Pentru iulie, pentru voi poate apărea un succes financiar, profesional, pro afacere, ceva care merge. Vă văd aici într-un mare succes. Poate că e vorba și de o căsătorie, poate e vorba și de o funcție, poate e vorba de o examene. Profesional, vă văd aici că veți avea porțile deschise pentru abundență, pentru un succes neașteptat, poate și legat de căsătorie, că vă cere cineva în căsătorie, aveți porțile deschise. Dar pare că se revarsă în viața voastră, vin daruri, cadouri, deci puteți avea niște evenimente foarte frumoase. În august, aici trebuie să fiți prudenți că joacă un rol important un bărbat și niște porți, se poate bloca ceva în viața voastră, ceva nu merge, e ceva, puteți avea un blocaj în ceva, trebuie să schimbați ceva, un cuietoare sau atenție pe secrete. Aici văd un bărbat că va juca un rol important pentru voi, poate fi partenerul, poate apărea un blocaj în relația cu partenerul și va trebui să vă schimbați ceva aici, poate, sau apar niște secrete, ceva, o să vedeți voi despre ce e vorba, că totuși le văd aceste energii ale masculine, le văd cumva răsturnate pentru această a treia variantă. Văd că și în septembrie poate apărea un blocaj, e nevoie de mai multă prudență, răbdare. Puteți avea succes reușită, poate și cu ajutorul instituțiilor statului sau tot a unui bărbat. Deci tot un bărbat joacă un rol important, dar le văd totuși răsturnate, ce va duce un blocaj. Văd că și în august și în septembrie pot veni blocaje din partea unui bărbat, poate, sau tot cu ajutorul unui bărbat vă puteți și debloca. În octombrie și la voi apare al patrulea cavaler și porțile pământului, deci trebuie să fiți cu picioarele pe pământ, pentru unii dintre voi aveți de luat o decizie, poate aveți de făcut o schimbare, poate apărea o
o veste proastă, poate și de decesul cuiva aici, pentru unii poate vă mutați la țară sau vă faceți planuri pentru a construi ceva, a schimba ceva în viața voastră, pentru a vă treziți la, vă ancorați în realitate, poate mai mult, prin această suferință care vine sau clarificare pe care o faceți în octombrie. În noiembrie vă pregătiți de iarnă, puteți avea de-a face cu energia unui leu, cu un bărbat, cu putere, cu funcție, cineva care vă ajută pentru iarnă, să zic așa, vă dă mai multă speranță, mai multă energie, vă faceți niște planuri, pentru că văd că în decembrie veți avea pomul cunoaștere, veți avea abundență, veți avea succes, veți avea niște ocazii favorabile, poate vă doriți să vă retrageți în intimitate, în orice caz văd că o lună decembrie plină de bogăție, de abundență, de tot ce vă doriți voi, veți avea ocazii favorabile, succes pe toate planurile, dar trebuie să profitați la timp, pentru că e poarta întredeschisă, să zic așa, adică nu e, norocul acesta vine și pleacă, deci trebuie să-l folosiți la momentul potrivit. Păreți într-o lună, decembrie, că va fi minunat pentru a treia variantă. Cam asta e ce văd eu și la a treia variantă, așadar, eu sper că v-au plăcut aceste citiri în trei variante pentru anul 2022. Bineînțeles, sunt citiri generale, cu oracolul porților, secretelor, cu oracolul apocalisei și sper că anul 2022 pentru fiecare să fie plin de succes, de reușite pe toate planurile. Vă mulțumesc și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!